Mulțumesc. Bilanțul tragediei aviatice din Nepal crește dramatic. 68 din cei 72 de pasageri aeronave au murit, iar speranțele de a fi găsit cineva în viață scad cu fiecare oră care trece. Între timp, cele două cutii negre ale avionului au fost găsite și asta dă speranța anchetatorilor că vor afla cauza prăbușirii. Un zbor de numai 30 de minute s-a încheiat dramatic pentru cei 72 de oameni aflați la bordul avionului care decolase din Kathmandu și urma să aterizeze la nici 200 de kilometri nord-vest de capitala nepaleză. Momentele dramatice prin care au trecut pasagerii au fost surprinse chiar de unul dintre ei. Echipele de salvatori au încercat să scoată cât mai repede victimele din epava cuprinsă de flăcări încă din timpul zborului, însă eforturile au fost zadarnice. Majoritatea pasagerilor, 57 de nepalezi, 5 indieni, 4 ruși, 2 sudcoreeni, un argentinian, un irlandez, un australian și un francez, dar și echipajul avionului au murit în urma impactului. Acesta este cel mai grav accident aeronautic din ultimii 30 de ani din Nepal, unde autoritățile au decretat zi de doliu național și au creat o comisie specială care va investiga dezastrul. Porque eso puede apoyar. Eso puede porque apoyar.